În final voi schimba asta cu asta. Hei, salut! Bine te-am regăsit la un nou clip Why Buy. Treceam zilele trecute pe lângă biroul juniorului meu și mă uitam la consola lui PlayStation 4. Doamne, ce hal arată! Toată zgâriată, lovită. De fapt, hai să-ți și arăt. Check this out. După, cred că 4 ani de utilizare, săraca chiar și-a făcut datoria. Și mă întrebam, cum aș putea să schimb fața consolei? Știu cum. Am început să studiez și să caut, să văd cum aș putea să o personalizez, pentru că mie personal îmi plac toate produsele pe care le am. Dacă am posibilitatea să le personalizez, o voi face. Soluția la problema mea a venit de la skinuri.ro, sub forma unui plic. Aici se regăsește skinul pentru PlayStation-ul 4 Slim. Skinuri.ro este un site unde puteți găsi tot felul de skinuri pentru telefoane, pentru console PlayStation, Xbox, au pentru toată gama de console PlayStation. Clipul acesta nu este sponsorizat de ei, doar mi-au plăcut foarte mult ce produse au, implicit produsul finit. Hai să vedem ce e înăuntru. Primul meu unboxing oficial. Am ales o temă Battle Damage. Hai să vedem. Hârtie 3M, adezivă. Asta deja spune multe. Deschidem punga să vedem conținutul mai bine. Da. Băieții, niște adevărați profesioniști. Primim și un mini sticker, skinuri.ro. O lavetă pentru curățarea suprafeței înainte de aplicare a colantului. Pachetul vine cu atât. Skin pentru o singură manetă, dar opțional contra cost poți comanda și pentru a doua manetă. Se simte bine la mână. Chiar super ok. Deci avem aici pentru cele două manete, partea superioară, lateralele și partea din față. Pasul 1 este să degresăm toate suprafețele pe care vine lipit skinul. La fel voi face și cu manetele. Toate suprafețele le degresez. Pentru a degresa suprafețele voi folosi alcool etilic, dar puteți folosi orice fel de degresant.
Am terminat de aplicat skin-ul. Așa arată. Deci îmi place mega cum a ieșit. Cum spuneam, mi-ar fi plăcut dacă era puțin mai galben, dar e ok, se vede patina, se simte bine la mână. Cu siguranță juniorul meu va fi mega încântat când o să vadă. E mega pasionat de Fortnite, îi place foarte mult. Și consola, îmi place foarte mult cum a ieșit. Cu urmele astea de gloanțe, patină. Chiar super. Și s-a aplicat foarte ușor. Deci mi s-a părut chiar foarte, foarte simplu. E prima dată când am făcut așa ceva. Chiar ușor de aplicat. Ce mi-ar fi plăcut în schimb să am în pachet? Mi-ar fi plăcut un set de instrucțiuni mai detaliate. Un puțin mai detaliate. Aici la manetă am avut un pic de dificultăți. În special în zona aceasta, despre cum vine poziția corectă, dar în final m-am descurcat. Îmi place. Sper că informația pe care ți-am oferit-o ți-a fost de folos și ți-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, nu uita să apeși butonul like și eventual, ca să nu ratezi niciun alt clip sau review, why buy, apasă butonul subscribe. Pe data viitoare! Pa, pa! Thank you.